Nicolae Ceaușescu, cel ce avea pereții decorați cu tablouri cu flori. Rar apărea un portret în Palatul Primăverii. Pentru prima dată sunt expuse în spațiul public aceste opere de artă în cadrul expoziției Altceva despre Ceaușescu. E vorba de lucrări ale unor pictori consacrați, precum Ștefan Lucian, Nicolae Tonița, Gheorghe Petrașcu sau Octav Băncilă. Palatul Primăverii a fost pentru un sfert de secol reședința privată a soților Nicolae și Elena Ceaușescu și pentru o anumită perioadă a copiilor acestora, Nicu, Zoia și Valentin. Le plăcea arta apropiată de spațiul rural, de lumea tradițională, de lumea oamenilor simpli și de natură. Cam asta este și tematica care se regăsește în toate lucrările care se află astăzi în expoziție și nu numai, și în celelalte lucrări care se află în Palatul Primăverii. Noi o să găsim lucrări cu compoziții foarte complicate, cu scene galante, cu foarte multe portrete sau, dacă sunt în general, din lumea satului, portrete de țăran, portrete de florărese, portrete de oameni simpli. Cam asta este mediul în care ei au trăit. Și multe flori? Și multe flori, da. Pentru toate tablourile astea pe care le vedem aici, Tonița, am văzut Ștefan Lucian la intrare, au fost al lui Nicolae Ceaușescu? Da, ele au fost în colecția și sunt încă în colecția Palatului Primăverii și, într-adevăr, în mijlocul lor... Le-au luat în muzee? Cum au ajuns la ei? Nu, ele au fost achiziționate de gospodăria de partid în perioada anilor 65-89. Și sigur, sunt cele în mijlocul cărora el a trăit. Și cine le alegea aceste tablouri? Și le alegeau ei, le alegea gospodăria de partid? Nu, le alegea gospodăria de partid și ei erau cei care decideau și de aceea ele nu au o tematică foarte complexă, au o tematică apropiată de sufletul lor, de ceea ce își doreau ei, de lumea oamenilor simpli, nu e nimic complicat și așa acest lucru se relevă în toate tablourile din palat. Aceste tablouri au fost în Palatul din Primăverii, spuneți? Sunt, da, fac parte din sunt în continuare. Colecția Palatului Primăverii, da, din colecția RAPPS. Și în celelalte reședințe, știți ce era? Aceeași tematică. Uh-huh. Aceeași tematică era. Nu era nimic complicat, pentru că, vedeți, ei nu au depășit foarte mult sfera de unde au plecat. Iar o vizită în Palatul Primăverii și mai ales o vizită care să-ți explice mult mai multe lucruri despre viața lor privată, te face să înțelegi, de fapt, modul în care ei au trăit, au gândit, chiar dacă au trăit într-un palat cu multe camere, într-un palat cu bunker și cu două etaje, există lucruri de o simplitate care de multe ori te surprinde, ca să nu spun te emoționează, pentru reședința unui președinte, primului președinte, de fapt, el a fost ales în 1974. Octav Băncilă, văd de asemenea? Octav Băncilă, Rudolf Schweitzer, Cumpăna, care se știe că, în preponderent în opera lui, este ilustrată lumea oamenilor simpli. Florile lui Băncilă sunt flori foarte puternice, pentru că el lucrează cu o tușă foarte puternică și foarte vizibilă. De asemenea, Aurel Ciupe sau Camil Resu, lumea peisajelor lui Camil Resu, care este o lume foarte, foarte specială. Și încă ceva, nu sunt foarte multe personaje în peisaje, este doar natura. Natura și tot ceea ce înconjoară. Sunt ceva personaje pe acolo, prin spate. În lumea peisajelor nu sunt personaje. Și sunt câțiva artiști români care, în general, în operele lor, în peisaje, nu au surprins foarte mult umanul. Așa era lumea lui. Amestecată, da. Cu mult aur în sensul de multă încărcătură artistică și estetică, cu mult lemn, cu multe tapiserii, multe covoare, și atunci toate aceste lucruri vin să completeze un univers, un mediu în care el a trăit și pe care noi încercăm să-l prezentăm publicului exact așa cum a fost până în decembrie 1999. Ce trebuie să știe vizitatorul acestei expoziții? Cred că trebuie să știe că este o oportunitate să vadă
să vină și să vadă această expoziție, pentru că este prima dată când ele au fost expuse public. Muzeul s-a deschis de puțin timp, este un muzeu nou înființat, cel din Palatul Primăverii, deci din fosta lui reședință, așadar este o oportunitate pentru cei care vin aici să vadă aceste lucrări. Plus că este o expoziție unicat, fiind prima dată într-un număr atât de mare ieșită într-un spațiu public. Ați urmărit un interviu realizat de colega mea, Maria Coman. O să vorbim acum de...